face videoclipuri de Clash Royale, face și câteva episoade cu mine, așa că mergeți neapărat și abonați-vă la acest canal, link în descriere. Salut, eu sunt Darius, iar astăzi o să vă prezint un tutorial la tricul numit One Turn Lunar, care arată cam așa. Cam așa arată, cum puteți observa. Nothing. Bun, ca să dați acest trick, trebuie să știți câteva scheme de bază foarte, foarte importante. În primul rând, cel mai important este să știți cât de cât să dați One Turn Airplane. Schema de bază mai mult este lunar, că este One Turn Lunar. Dar este recomandat să dați One Turn Airplane, pentru că aici o să vină One Turn Lunar. Vedeți? Să știți că eu nu prea știu să dau One Turn Airplane, deci trebuie să stau foarte mult timp să dau One Turn Airplane, pentru că n-am stat să învăț tricul ăsta. Și asta mă descurajează puțin să dau acest trick, pentru că este One Turn Airplane este tricul de bază, One Turn Airplane și cu lunar. Și asta cumva mă dezavantajează, să zic așa, să dau One Turn Lunar, pentru că nu prea mi iese mie One Turn Lunar. Voi ați zis să fac tutorial la One Turn Lunar, o să vă pun acum pe ecran pe toți cei care ați zis să fac tutorial la One Turn Lunar. Și să știți că trebuie să știți foarte bine să dați One Turn Airplane. Eu nu știu bine One Turn Airplane, și da, știu să dau One Turn Lunar pentru că trebuie să știți câteva scheme. Cum v-am zis, trebuie să știți lunarul, bineînțeles, foarte bine, cred că aproape toți dintre voi știți lunarul. Deci, învățați lunarul, este un trick de începători, îl puteți învăța foarte rapid. Bun, după ce ați învățat lunarul, încercați să dați și One Turn Lighthouse, pentru că ăsta e un trick destul de ușor. Da, învățați și One Turn Lighthouse, pentru că este mișcarea de One Turn Lunar, doar că One Turn Lighthouse. Asta, sigur, învățați prima oară One Turn Lighthouse și apoi One Turn Airplane, pentru că One Turn Lighthouse este mult mai simplu ca și One Turn Airplane. Și de la One Turn Airplane la One Turn Lunar. Da? Bun. După ce ați învățat și One Turn Lighthouse, probabil deja îl știți și pe ăsta, dați One Turn Airplane, pe care eu nu prea știu. Vedeți? Deci trebuie să stau cam vreo... Nu prea știu, n-am stat să învăț One Turn Airplane, n-am stat să fac tutorial la One Turn Airplane să-l învăț, pentru că, nu știu, nu mi se pare ca lumea, adică nu știu, nu prea dau One Turn Airplane, pentru că nu-l folosesc, de obicei. Vedeți, nu prea mi-e, deci vă zic sincer, și asta mă dezavantajează să dau One Turn Lunar. Bun, fără multă vorbă, înainte de a continua acest tutorial, știți ce aveți de făcut, de acum înainte o să ceri 400 de like-uri la fiecare tutorial cu Kendama. Așa că zdrobiți butonul ăla de like să ajungem la 400 de like-uri. Știu că nu cer mult, pentru că mulți îmi ziceți că de ce cer așa puține like-uri, pentru că eu am mai mulți abonați și să cer mai multe. Frate, nu cer mult pentru că nu sunt pretențios. Vă cer atâtea like-uri pentru că știu că atâtea se pot strânge. Pentru că mulți mi-a zis cere și tu vreo 1000. Frate, aș putea cere și 1000, dar faza lui că nu cer 1000 pentru că nu vreau să credeți că sunt cercetos și așa mai departe. Vă cer niște like-uri pe care mi le puteți da oricând. Adică 400 de like-uri aș putea strânge lejer. Deci, de-aia vă cer eu 400 de like-uri. Așa că, nu uitați neapărat să drobiți butonul ăla de like, să-i dați un pofix așa, să ajungem la 400 de like-uri, ca să continui seria de tutoriale cu Kendama. Știu că n-am făcut de mult timp tutorial. Tutorialul la One Turn Lunar trebuia să apară deja, doar că n-am avut timp să-l filmez. Acum am timp. Și, înainte de a continua, ziceți-mi în comentarii la ce trick aș mai vrea să fac tutorial și poate o să apareți la mine în videoclip. Bun, acum One Turn Lunar. Deci, One Turn Lunar, gândiți-vă că dați ca și un lunar. Vreți să dați ca și un lunar, doar că vă gândiți ca și un One Turn Airplane. Înțelegeți? Și când dați One Turn Airplane, rotiți ca și la lunar și dați ca și un One Turn Airplane. Și atunci o să vă vină pe lunar. Ceva de genul, ia. Ați văzut? Doar că încercați să nu trageți foarte, foarte... nu știu cum să vă explic. Foarte brusc. Trageți așa câte un pic și urmăriți înainte să pice pe lunar. Ia. Ați văzut? Uite că mi-a ieșit în sfârșit, mă, ia. Fără să ating. O picat, 203 secunde. Da? Deci ia. Încercați să rotiți ca și la lunar. Când dați voi lunar, voi rotiți un pic și trageți, nu? Sau dați cu ața după cupă. Habar n-am, nu știu, nici nu vreau să încerc, nu știu cum. Dar, de obicei, lunarul normal, când îl înveți cu așa, normal, știi? Adică cum îl dau eu. Și gândește-te că vrei să dai lunar, dar când rotești înspre lunar, gândește-te ca și cum ai da One Turn Airplane. Și atunci dai așa și te gândești ca și cum ai da One Turn Airplane, dar încearcă să tragi nu chiar tare, știi? Uite așa, ceva de genul și încerci tu să o prinzi pe lunar. Uite de aici. Ai văzut? Ceva de genul, eram foarte aproape. Vedeți? Ia.
Ați văzut? Deci trageți, dați spre lunar și trageți ca și un Wanted Nameplate. Și vedea, vedeți, vă vine fix pe lunar, aproape. Aproximativ, ia. Ați văzut? Și încercați să nu trageți foarte, foarte rapid, pentru că genul scrie nasul, vedeți ceva de genul. Bun, și da, nu prea am ce să vă mai explic la acest tutorial. Bineînțeles, o să mai dau o dată tricul, să-l vedeți cum ar arăta și cu slow motion. Și poate așa o să vă ajute foarte mult să dați acest trick și să vedeți cam cum trageți, cum ar trebui să trageți normal la Wanted Lunar. Așa că haideți să vă arăt cum arată tricul cu slow motion. Deci tricul cu slow motion arată cam așa, ați văzut și voi. Și fraților, cam asta a fost tutorialul, nu uitați neapărat să zdrobiți butonul ăla de like, să ajungem la 400 de like-uri și să continui seria cu tutoriale. Nu uitați neapărat să-mi dați și un follow pe Instagram, vă rog eu foarte, foarte mult, să ajungem la cât mai mulți followeri acolo, pentru că sunt foarte activ și acolo. Și dacă sunteți noi pe canal, este foarte important să vă abonați la acest canal, pentru că încerc să postez cât mai des pentru voi. Și da, asta sper să vă placă și să apăsați butonul ăla de like. Și sper că v-am ajutat cu acest tutorial. Și nu uitați neapărat toți de pe canal care sunteți abonați, activați clopoțelul ăla din dreapta butonului subscribe, pentru că dacă voi nu aveți clopoțelul ăla activat, nu o să vă trimită YouTube-ul notificări, așa că trebuie să-l activați și să dați acolo să vă trimită YouTube-ul notificări sau ceva de genul trebuie să vă arate. Și da, fraților, nu prea ce să vă mai zic, așa că cam atât a fost cu acest tutorial. Cu voi a fost Darius. Și nu uitați să le ziceți și prietenilor voștri despre acest canal dacă încă n-au aflat. Așa că cam atât a fost azi. Cu voi a fost Darius și noi o să ne vedem la următorul clip. Pa! Switch it up.